În continuare a episodului de astăzi vom vorbi la serialul Vikingii Explicat despre cei trei frați, Sigurd Șarpe în ochi, Ube și Vițerc. Ei bine, Ragnar Lodbrok a avut mai mulți fii și fiice cu femei diferite, însă cel mai interesant de departe este Sigurd Șarpe în ochi, datorită numelui său, dar și datorită genealogiei, pentru că se pare că tatălui Aslog, mama sa, a fost Sigurd cel care a omorât dragonul Fafnir cu sabia lui magică, iar mama lui Aslog a fost Brynhilda, o valchirie. Se știe că în mitologia norvegiană, valchirile erau cele care îi alegeau pe cei uciși în luptă. Valchirile sunt cei care îi ridică pe cei mai curajoși morți în bătălie și îi duc în Valhalla, paradisul războinicilor unde vor petrece alături de zeul Odin. Se pare că și Aslog era o astfel de valchirie. Este interesant de observat că fecioarele războinice, războinicile vikinge, erau considerate mult timp personaje fictive în domeniul mitologiei norvegiene, însă arheologii au găsit dovezi reale ale acestor războinice de prim rang. Mai mult decât atât, Aslog a fost o volvă, adică o șamană, o profetă, o vizionară foarte puternică în mitologia norvegiană. Într-una dintre ocazii, ea i-a povestit lui Lodbrok despre o profeție legată de un copil al lor. Însă, cel dintâi fiu al lui Aslog, cu Ragnar a fost Ube, care a fost conceput în timp ce Ragnar era încă căsătorit cu Lagertha. Nașterea lui a dus la o despărțire între Lodbrok și prima sa soție, Lagertha. Nașterea lui Sigurd Șarpe în ochi a fost însoțită de o profeție. Copilul care se va naște cu semnul șarpelui în ochi va împărăți lumea. Și este întru totul adevărat, pentru că în jurul anului 877, Sigurd Șarpe în ochi a devenit rege al Danemarcei. Mai târziu și mai ciudat este că Sigurd Șarpe în ochi s-a căsătorit cu Bleja, fiica regelui Eil din Northumbria, cel care îi ucisese tatăl. Și el a ajuns și acolo rege. Pentru cei care nu știu, numele lui Vițerc înseamnă White Shirt, adică cămașe albă, și a fost unul dintre fiii legendarului Ragnar Lodbrok din secolul al IX-lea și soția sa Aslog. El este atestat în povestea fiilor lui Ragnar și, de asemenea, nu apare menționat în nicio sursă care îl menționează pe Halfdan Ragnarsson, adică Halfdan fiul lui Ragnar, unul dintre liderii marii armate păgâne care a invadat Anglia. Împreună cu frații săi, Halfdan invadează Anglia și așa începe aventura Marii Armate Păgâne. Armata condusă de Halfdan va cuceri și traversa Irlanda și va ajunge până în orașul Dublin. Aici îl va ataca și va ucide regele. Sursele îl numesc pe Halfdan rege al Yorkului în 876. Până la urmă, Halfdan este unul și același personaj cu Vițerc și a murit în preajma zidurilor orașului Dublin pe care l-a atacat. A murit și a trăit ca un adevărat viking și ca fiul tatălui său, Ragnar Lodbrok. Ube, sau Uba, așa cum a fost el descris în istoria vremii, a fost fiul lui Ragnar Lodbrok și unul dintre comandanții Marii Armate Păgâne care a invadat Anglia în secolul IX. Înainte de a invada și distruge regatul Northumbriei în 869, după ce au fost cumpărați de regatul Mercia, vikingii au cucerit Anglia de Est și în timpul procesului l-au omorât pe regele Edmund, care, vezi, Doamne, a ajuns mai târziu sfânt și martir. În timp ce unele surse nu îl asociază în mod specific pe Ube cu ultima campanie, adică cu invadarea Angliei, alte surse ulterioare îl asociază cu legenda martirului lui Edmund. În timp, Aivar și Ube au ajuns să fie considerați invadatorii arhetipali ai vikingilor și oponenți ai creștinismului. Ca atare, Ube se caracterizează în mai multe contexte ca cel care luptă împotriva creștinilor. Alte surse îi arată asociați cu legenda lui Ragnar Lodbrok. Cronicile anglosaxone și cele vikinge tratează diferit această invazie a vikingilor.
dacă cronicile engleze nu pomenesc nimic de tortura regelui, ci doar de luptele din Mercia din anul 868. Regele Merciei a cerut ajutorul Wessexului și împreună cu coaliția anglosaxonă i-a asediat pe vikingi la Nottingham. Fără o victorie concludentă, regatul Mercia și vikingii au încheiat pace. Vikingii s-au retras la York și au rămas încă un an. Ube a fost și el acolo. Însă există foarte multe întrebări fără răspuns în cazul Marii Armate Păgâne și a conducătorului ei. A fost sau nu a fost răzbunarea lui Ragnar motivul principal pentru formarea Marii Armate Păgâne și pentru invadarea Angliei? Povestirile nordice răspund clar și răspicat da, dar anglosaxonii susțin în cronicile lor că a fost doar un alt raid, dar la o scară mai mare. Cât de mare a fost armata păgână? Unde găsim această armată păgână? Vom trata totul în episodul următor. Dacă v-a plăcut acest episod, like și subscribe paginii noastre Mitologica. Hola, queremos agradeceros a todos los que siempre estáis apoyándonos y compartiendo nuestros videos. Vosotros hacéis posible que sigamos haciendo nuestro trabajo.